Salutare! Astăzi o să facem un nou episod pe canalul de la Flowstyle pentru că o să încercăm niște arome de la Pepsi. Așa că dacă vreți să apare comentariul vostru cu o sugestie de video pe care vreți voi să o facem împreună, lăsați în comentarii o idee și veți avea șansa să apareți în video. Așa că astăzi o să încercăm arome de la Pepsi. Așa că avem Pepsi Original, Pepsi Light No Sugar, Pepsi Max Taste No Sugar, Pepsi Twist Lemon și Pepsi Wild Cherry. Așa că acestea sunt aromele și o să le degustăm pe fiecare în parte. O să dau puțin asta la o parte măcar ca să îmi vedeți expresia feței. Perfect. O punem aici. Iar eu o să stau în partea asta. Prima este Pepsi Original, fără niciun gust. Pepsi Cola, văd că scrie aici. Nu m-am așteptat la asta, adică era de așteptat, pentru că am scăpat toate Pepsi-urile astea pe jos, dar mă rog. Ok. Are mirosul exact ca de Pepsi, original, așa că bun apetit. Chiar mi-era sete. Se simte zahărul foarte, foarte tare. Deci exact un Pepsi original în care este foarte dulce, așa că nici nu știu dacă mai trebuie să mai dau note, pur și simplu dar hai să dăm note, adică poate găsim ceva mai special, așa că o să-i dau nota 10 pentru asta, pentru că este pur și simplu originalul și o să-i dau nota 10, deja am făcut pe aici, pe jos, așa că următoarea este, le luăm pe toate la rând, Pepsi Wild Cherry Flavor. Pepsi cu cireșe nu am mai băut niciodată, era zic mâncat, nu știu cum pot să mănânci, dar mă rog, haideți să vedem. Ok. Parcă mai mult miroase a vișine decât de cireșe. Aroma se simte de-abia după ce înghiți și dacă faci puțin lipești limba de cerul gurii, o să simți mai bine aroma. Deci încercați și voi acasă cu are gustul ăla de cireșe foarte, foarte bun. Deci e extraordinar. Cred că îi dau până acum parcă asta mi s-a părut cel mai dulce. E mult mai dulce decât Pepsi original. Și aroma este foarte puternică de cireșe. Chiar nu mă așteptam la chestia asta. Așa că o să dau nota 10. Și următoarea este aceasta care este Pepsi Max Taste No Sugar. Deci, dar parcă și la culoare asta parcă este mai închisă. Deci asta este fără zahăr. Ok, vreau să nu mai dau pe jos, vă rog frumos, Doamne, ne ajută, mai dau pe jos. Ok, Doamne. Asta n-are mirosul așa de dulce ca originalul ăla cu zahăr. E puțină. Deci, mamă, se vede diferența între ăla original cu zahăr și ăsta fără zahăr, se simte o diferență extraordinar de mult. Asta este cumva la dietă, ceva cu diet Pepsi, deci nu prea la... Asta sincer nu prea l-aș bea eu, pentru că parcă nu e pe gustul meu, sincer. Așa că o să dau nota 8, pentru asta e prima oară când dau nota 8, pentru că pur și simplu parcă nu prea m-a frapat, așa, nu prea m-a șocat prea cine știe ce, așa că o să dau nota 8. Următoarea este aceasta pe care e Pepsi Light No Sugar. Asta este light, așa că puțină pauză, pentru că urmează ceva foarte, foarte intens, dar mă abțin să nu râgâi. Credeți-mă, mă abțin să nu râgâi. Deci asta este Pepsi Light No Sugar. Dar care este diferența între ăla light? Am băut light? Pepsi Light? Nu avem. De ce nu avem Pepsi Light? Probabil când am fost la magazin să iau, nu am găsit Pepsi Light sau pur și simplu nu m-am uitat, cred că m-am grăbit. Deci, îmi pare rău, asta e, Pepsi Light, încercați voi. Asta este Pepsi Light fără zahăr și este și Pepsi Light, dar nu avem. Asta e. Bun apetit! Deci, vreau să văd exact băutorul curtar de... Nu-mi dau seama care este diferența între light, între... Hai să fac așa o diferență între asta Pepsi Light fără zahăr și Pepsi Light... și Pepsi fără zahăr. Ăsta parcă are un gust și mai puțin mai jos decât cel Pepsi
fără zahăr, ăla Pepsi fără zahăr normal, original, este mai dulce, însă ăsta este puțin mai acrișor, ca să vă dați seama despre ce vorbesc, dar nu este acrișor. Ia fiți atenți ce vreau să aude. Parcă își pierde radio, semnal. Ok, deci asta o să-i dau nota 7,9. Pentru că nu, asta chiar că dacă vrei fără zahăr, parcă nu are gustul ăla, înțelegeți? Degeaba îți iei un Pepsi fără zahăr, pentru că nu prea are gust de Pepsi ăla normal, doar dacă îți place gustul. Dar oricum gusturile nu ți se discută, așa că o să-i dau nota 7,9. Și ultima, dar nu cea din urmă, bineînțeles, este Pepsi Twist Lemon. Așa că Pepsi Twist Lemon, ia să vedem. Oh, mă. De ce se întâmplă asta? Te rog, nu cadea pe jos, te rog. Când eram mic, îmi plăcea foarte mult să țin căpăcelele astea aici, pentru că, nu știu, era, mi se părea cool sau ceva de genul, știi? Hai să încercăm să bem cu căpăcelul. Wow! Se simte aroma aia de lămâie foarte tare. Dacă inspir ceva de genul, se simte și mai tare aroma de lămâie. Și îți rămâne pe colțul limbii, pe vârful limbii, aroma de lămâie foarte bine. Deci, sincer, Pepsi Twist Lemon, aici pot să zic că lămâia se simte mai tare decât cea de Pepsi. Nu știu dacă înțelegeți. Adică lămâia predomină în această sticlă mai mult. Așa că o să-i dau nota 9. Pentru, știți de ce? Pentru că nu prea are așa mult dulce. Dacă era mai dulce, era perfect. Așa să fac un sondaj, să fac un calcul, un rezultat din toate notele, ar fi un 9,5 cam pe așa. Așa că dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un mare like. Dacă mai vreți alte episoade, lăsați în comentarii ideile voastre, sugestiile, distribuiți acest video mai departe. Așa că vreau doar să vă mai zic să mă urmăriți pe pagina de Instagram Florentin Hriscu Style, vă aveți în descriere și, bineînțeles, vreau doar să vă mai zic că voi sunteți cei mai tari dansatori și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!